În ediția de astăzi a emisiunii România Frumoasă am ajuns aproape de munții Piatra Craiului pentru a vedea a doua cea mai vizitată peșteră după peștera Ialomița, respectiv peștera Dâmbovicioara. Aici este locul unde oamenii obișnuiau să se ascundă la granița dintre Valahia și Transilvania. Cu siguranță v-am făcut curioși, așadar rămâneți alături de noi. Peștera Dâmbovicioara se află în partea sudică a masivului Piatra Craiului, pe versantul vestic al Văii Dâmbovicioara. Peștera este una caldă, cu o temperatură între 10 și 12 grade și cu o umiditate moderată. Ei bine, aici, pe alocuri, puteți observa hornuri înalte de 10 metri. Peștera a fost prima dată menționată în anul 1767 de către Fridvalski și este printre puținele peșteri pictate. Tabloul cu peștera Dâmbovicioara a fost realizat de însuși Nicolae Grigorescu. Planul peșterii Dâmbovicioara a fost executat de către Traian Constantinescu în anul 1983, peștera urmând ulterior să fie electrificată câțiva ani mai târziu. Peștera Dâmbovicioara are o galerie cu o lungime de aproximativ 555 de metri. Deși lungimea sa este incomparabil mai mică cu lungimile altor peșteri din România, natura și relieful calcarului de aici nu permite lungimi mai mari de atât. Galeria are o lățime de 3-4 metri și o înălțime de aproximativ 4-5 metri. Peștera este cea mai lungă din zonă, iar la 150 de metri după intrarea ei, deja galeriile se îngustează. Galeria uscată a peșterii Dâmbovicioara se află printre cele mai lungi din munții Piatra Craiului. Pe alocuri, pe peretele sudic, pot fi observate celebrele pete Mondmilch, denumite și petele de leopard. Speranța că v-am făcut cât de cât curioși, România Frumoasă vă invită să vizitați una dintre cele mai impresionante peșteri din masivul Munții Piatra Craiului, care se află într-un culoar karstic impresionant, respectiv culoarul Rucărbrani.